Bun găsit la emisiunea Dialog Social. Suntem în comuna Bustuchin. Îl am alături de mine pe primarul în exercițiu, domnul Ion Ciocea. Bună ziua, bine ați venit la Bustuchin. Mă bucur că prin intermediul dumneavoastră, așa cum am spus, trebuie să o spun, reușim întotdeauna să arătăm publicului, cetățeanului care ne-a ales, ceea ce facem noi, cu ce ne preocupă și, de ce nu, să arătăm și realizările pe care, până la urmă, când ne ducem la poarta lor la 4 ani, dacă ce-am spus și-am promis, l-am și făcut. Bine v-am găsit, vă spun și eu. Vom arăta atât cetățenilor din comuna Bustuchin, cât și celor care nu sunt din localitate, demersurile, dar și investițiile care sunt la momentul acesta în derulare în localitate. Voi începe cu investițiile pe partea de infrastructură rutieră. Aici aveți două proiecte de asfaltare și voi începe cu proiectul de asfaltare a drumurilor de interes local. Este vorba de o distanță de peste 10 km, un proiect cu finanțare de la Uniunea Europeană în valoare de 1 milion de euro. O sumă foarte mare. În ce stadiu este acest proiect? Bun, aceste proiecte au început de un an, doi. Dureros este că constructorii care vin la licitații pe parcurs ori intră insolvență, în faliment, așa cum se spune, ori iau prea multe lucruri și nu respectă prevederile contractuale și nu pot să le realizez, adică să le finalizez în termen. Asta este drumul DC 30 care este de la sala de sport Bustuchin la Valea Pojarului, care este început de 2 ani, este 95-98% chiar, mai sunt mici cosmetizări, pentru că ce se întâmplă la o recepție, nu pot să iei un drum care nu este bine finalizat și datorită faptului că comisia a considerat că trebuie să mai facem și micile cosmetizări, nu s-a încheiat procesul urban, dar am spus că este 99-98%, este drumul de la Poiana Păienița pe 3,2 km, tot pe finanțare. Și care, asta vorbesc, sunt două finanțări care sunt pe PNDL și avem pe 7-2 drumul de la Valea Pojarului, avem 3,2 km, avem drumul de la Zevelcești în jur de 2 km, care sunt începute tot așa de un an, doi, firma este din Vâlcea, este în stare de faliment, suntem în instanță, tot așa zic 95%, chiar poate mai mult, tot mici cosmetizări, dar acești constructori nu înțeleg că nu poți să faci o recepție dacă drumul nu este finalizat și lucrurile nu sunt făcute așa cum sunt scrise în proiect și cum trebuie făcute. Dar am spus-o, sunt bucuros că totuși suntem aici, chiar dacă suntem și sunt în faliment, pentru că dacă rămâneam la jumătate era mult mai rău. Fondurile europene, știți cum sunt, trebuie respectate termenele, trebuie plătite penalități în cazul în care cei care au contractat nu finalizează drumul. În ce constă aceste mici cosmetizări, cum le spuneți dumneavoastră? Da, de exemplu, pe drumurile pe PNRDI, drumul ăsta de la Bustuchin la Valea Pojarului, mai sunt depuse acostamente, s-au pus, dar în timp ele se lasă, ele nu sunt la nivelul asfaltului și comisia și Digitele Șantier, care îi respect și estimez pentru că se respectă și nu acceptă nici aceste mici lucrări să treacă până când nu sunt finalizate. Așa este și pe 7-2, tot datorită faptului că nu cilindrează bine, că pun piatra și nu o pun cu o mașină, care acostamentele să le pună cu mașină, acestea nu respectă distanța, adică cei 50 de centimetri și nici grosimea respectivă. Și dacă Digitele Șantier spune că nu e bine, ori primarul și comisia nu pot să treacă peste asta și trebuie să fie finalizate. Am spus-o, mici cosmetizări. Asta sunt bucuros că totuși s-a ajuns aici. Era mai rău dacă eram, eu știu, la un 50%, la un 40%. S-a depășit termenul de execuție al lucrărilor? Da, la cei pe 7-2 s-au depășit. Suntem în instanță, avem termenul 17 septembrie.
pentru că nu poți să te joci cu banul european și nici noi nu ne jucăm cu lucrurile care trebuie să le faci bine și când ai venit la o licitație, tu ai depus niște documente și trebuie să respecti cantitățile și să duci la bun sfârșit acest proiect. Asta înseamnă că până nu se va lămuri treaba, problema în instanță și nu va fi o decizie în acest sens, nu veți putea face nimic. E adevărat, dar noi ne-am luat măsuri, am mers la SAPARD, am făcut documentație și am cerut prelungirea cu un an, pentru că dacă această firmă totuși nu se redresează să-și ducă la capăt proiectul, noi să putem să venim cu altă firmă, să folosim banii europeni și să ducem proiectul la bun sfârșit. Așa că știți cum este, întotdeauna în viață sunt și obstacole, sunt și piedici, dar ca primar, ca edil, ca om de administrație, întotdeauna să găsești soluția care să ducă la capăt proiectul și să nu rămâi cu banii doar pe hârtie, ci să câștigul cel mare este să realizezi investiția. Și atunci trebuie să-ți iei măsuri. Este un deranj pentru cetățenii care locuiesc în zona acestor drumuri pentru faptul că nu a fost finalizat și recepționat lucrarea? Pentru oameni nu este deranj, pentru că s-a făcut asfaltarea sau betonarea acolo unde este, sau am avut grijă să facem șanțurile, ce este important. Numai că, până la urmă, nu vorbim de deranj, e vorba de lege. Și nu poți să treci cu nevederea atunci când lucrurile nu se fac la adevărata valoare. Și am un principiu. Dintotdeauna pot să rămân prieten cu un constructor în condiții în care se respectă sau dacă își face treaba bine. În rest, voi merge până la capăt, până când lucrurile se fac așa cum au fost contractate. Sunt multe lucruri care ne împiedică în administrație, nu numai pe mine, și toți primarii. Am spus-o și o repet, eu am făcut o scrisoare actualului premier și am dorit și doresc ca în viitor, când se așează, mă rog, trec și alegerile acestea și o să le mai fac una, ca să se întâmple ceva, dacă până aici nu s-a întâmplat, că acești constructori care vin la licitații, atât pe fonduri europene, cât și pe fonduri guvernamentale, să răspundă, adică să fie trecuți pe o listă neagră și să nu mai participe la licitații. Este dureros, pentru că mulți primari... Să plătească penalități. Mulți primari, da, dar cum e la noi în România, te duci în instanță, de puține ori câștigi în fața constructorilor. Eu sunt stăpân, nu știu din ce motiv, nu vreau să mă pronunț eu, dar eu spun că am observat, cum să spune. Poate că aveați dreptate? Nu știu, nu pot să mă pronunț că aveam dreptate, dar eu consider că în condiții în care tu, o societate, ai licitat, este un contract, este un termen, n-ai respectat termenul, ar trebui să pierzi tu. Nu să mă oblige pe mine instanța, să-i dau, eu știu... Că până la urmă e ce vor, ca și cel pe 7-2, să-i dăm garanția 7%. Nu se poate da o garanție înainte de a avea un proces verbal de finalizare a lucrării, de terminare a lucrărilor. Dar legislația este așa cum este, am spus-o și o repet, o să fac după alegeri, o să fac o hârtie prin care solicit și o să rog prietenii mei primari, care sunt pe picioarele lor și care doresc să semnăm o hârtie comună la nivelul județului Gorj și să o transmitem la Ministerul Transportului, la Guvernul României, ca să se ia această decizie. Dacă nu se va lua această decizie, lucrările ori rămân cum rămân, că nici nu se conservă. Ia uitați-vă, suntem aici, unde e o bază sportivă. Această bază sportivă, vă dau un exemplu elocvent. A fost pe AJ-ul 7, care a fost al lui ministra Udrea. Un lucru bun, extraordinar, că s-a întâmplat acest și a fost acest program, pentru că tinerii și, în general, la țară, până la urmă, nu numai tinerii, au nevoie de un spațiu verde, au nevoie de o bază sportivă. A rămas în stadiu de lucrări, pe roșu, cum se spune, iar după 4-5 ani a început să se esfolieze cărămida sau ce din ce era construită. Eu, pentru că sunt unul din primarii care întotdeauna știu ce vreau și am avut, poate și am găsit și banul necesar, am continuat pe fondurile mele această bază sportivă, adică mai trebuia 1.700.000.000 în banii vechi, 170.000, și am reușit să o termin și arată cum arată, dar dacă mergeți în județ și în țară, o să vedeți bani îngropați, bani publici, care
vor rămâne mâine, poi mâine, sunt adevărate ruine, nimeni nu-i trage pe nimeni la răspundere, iar până la urmă cine suferă și cine suportă toate costurile, cetățeanul. Eu am putut să fac asta cu toate utilitățile, cu gaze, cu apă, sunt mândru, mă pot vorba aia și lăuda, cum se spune, și mă pot bucura și mă bucur că am putut să fac asta. Dar nu știu câți primari pot să fac asta. Un alt proiect tot pe infrastructură rutieră de asfaltare, este vorba a două drumuri, unul comunal, cel DC29 și DV, adică drumul vicinal 83. Un proiect în valoare de 1,4 milioane de lei. Adică 14 miliarde pentru da. Cei care ne ascultă. Cu finanțare de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Care este stadiul acestui proiect? Nu. Aici este probabil că știți cum este și când doase când preluați presa, este pe fondul de bugetului local. Deci e vorba de DC29 prin zisa carieră din capul satului de la Poiana până să leagă cu drumul pe care l-am asfaltat tot eu acum 2 ani cu cel de la Ruget. Și ulița de pe 83 este în satul Păienița, Soțoi, ulița Ciucă, unde aici trebuie să vă spun că din drumul principal, plecând această uliță, este apa care este acum, vineri, a venit din Turcia, mi-a venit acest tub, este un tub elicoidal, dacă ați văzut la Baia de Fer, la peșteră acolo, este un pod ceva mai nou și am făcut în calcule, a devenit ca fiind pe buget local, era ca și valoare mai mică, adică mă costa decât să-l fac din, eu știu, din beton sau din altă structură. Și mi-a venit, cred că vineri, da, se face acest pod și după aceea se va asfalta ulița, care este licitată, numai că din cauza podului, pentru că a venit constructorul să apuce de pod, că tubul e pe drum, tubul... I-au mințit că astea sunt cei care, vorba aceea, doresc să facă multe și au spart podul și au lăsat oamenii, bineînțeles că le-am făcut eu pe lângă, o variantă, pentru ca oamenii să nu rămână fără un drum, să treacă la ei acasă cu o mașină, să poată să-și rezolve problemele de zi cu zi. Deci se va face acest pod, după care se va... El așa ar trebui ca în luna asta, dar oricum nu m-aș grăbi ca să torn asfaltul, pentru că ce se întâmplă? Lumea o să spună că le facem pentru alegeri, ori eu cred că nu-mi doresc să fac acest lucru și să încerc să conving oamenii prin a le arăta că le asfaltez, pentru că dacă ei nu sunt convinși prin ce am făcut până acum, garantat că nu m-aș simți bine și dacă le-am făcut și sunt mulțumiți de mine să-mi dea votul, iar nu aș vrea să le înșel și probabil podul se va termina până la alegeri, iar după alegeri voi trece și voi pune cele două straturi de asfalt, 5 și 4, de 9 cm. Până la sfârșitul anului vor fi finalizate lucrările? Da, am spus-o, pentru că ele sunt licitate, le-am prevăzut în buget, firmele au câștigat, astăzi discutam la mediu, mai trebuie să vină un singur aviz ca să putem să liberăm autorizația de construire. Ordinul este dat de începere pentru că a fost proiectare și execuție, s-a făcut proiectarea și acum se obțin avizele și se trece la execuția propriu-zisă. Un alt proiect mare și ambițios pentru care ați făcut demersuri este vorba de construirea unui bazin de înot lângă sala de sport aici unde ne aflăm și noi. Este vorba de o valoare de 100.000 de euro cu finanțare de la Uniunea Europeană. Pe lângă construirea propriu-zisă a bazinului de înot, este inclusă și o saună, o salină, jacuzzi și masaj. Acestea din urmă cu finanțare de la bugetul local. Pentru acest bazin de înot este destinat în special persoanelor cu dizabilități vulnerabile. Dar și celor, da, în special acestor persoane. Am început lucrările. Da, când o să terminăm discuția noastră, vă rog să faceți o filmare, să vedeți, să arătăm publicului. În ce stadiu este acolo? Acum este, se așteaptă să vină materialul care se pune pe interior,
Și după aceea să termine acele grupuri sanitare, cele două cabinete medicale, pentru că aici o să avem și dotare, o să avem medici, avem prin POCU, am obținut 1 milion de euro, un an creăm 25 de locuri de muncă, acolo avem un parteneriat cu și un protocol cu o societate, unde avem medici, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistenți la rândul lor. Bineînțeles că și aici le-am solicitat, chiar dacă din Craiova, parteneri, ca dacă avem în localitate, în zonă, asistenți, fizioterapeut și kinetoterapeut, să fie angajați din zonă. Plus că pe lângă acestea se mai avem un post de manager, avem două responsabili grup țintă, unde două persoane vor merge în comunitate, de unde vor selecta cele persoane care intră în grupul țintă. E vorba de 290 de persoane care sunt în acest grup țintă. Din 290, 120 cred că sau 150 trebuie să le calificăm în diferite meserii, iar în final 10, 15, 20 din rândul acestor participanți care sunt aleși de către cei doi responsabili țintă să ca în final din acest 1 milion de euro care l-am semnat contractul, deja și început proiectul, să realizeze niște afaceri micuțe, afaceri, eu știu cum se spune, de casă, unde poate e din familie, unul, doi să fie angajați. Aici aș putea să dau exemple. De exemplu, să-și facă un atelier de croitorie, să-și facă un atelier de fabricat, o fabricuță de fabricat pahare de carton de unică folosință. Adică o să încercăm să găsim afaceri care le pot duce acești oameni, pentru că știm, sunt oamenii, cum să zic, nu spun că sunt săraci, dar sunt oameni care nu au venituri, oameni care nu au un loc de muncă și vrem să creăm și niște locuri de muncă după terminarea acestui proiect. O să avem iar tot așa, avem un asistent social, avem un asistent ca și loc de muncă, psiholog, după aceea vor fi 3 experți îngrijitori, ce să mai, cât mai țin minte și eu din, că nu-mi place să iau să citesc, dar oricum îmbucurător este că cel puțin 20-25 de locuri de muncă se creează. Nu întâmplător am luat să gestionez 3 ani de zile, 27 de luni să gestionez 1 milion de euro, nu este ușor, numai câte hârtii trebuie să faci, numai zilnic trebuie să ții legătura cu Ministerul Fondurilor Europene, zilnic poți să ai control, să-ți vină să te monitorizeze, dar întotdeauna mi-am asumat acest risc. Nu mi-a fost frică niciodată, pentru că nu iau banii să-i fur, ci am luat să fac ceva pentru comunitate, iar că știu că nu fac prostii sau nu greșesc, sau de greșit poți să mai greșești, dacă nu faci ceva intenționat, nu trebuie să-ți fie frică. Așa că am luat destui bani europeni în cei 24 de ani, mă bucur că am avut curajul, că am avut puterea și că am adus comunității cât de cât o viață mai bună și am realizat și aici ceva, ce se vede de fapt? Că până la urmă știți cum este, când te lauzi tu nu e bine, dar când te laudă omul este mai bine. Și spuneam ca finalul să fie acel câștig de creare de locuri de muncă și bunăstare. Până la sfârșitul anului, acest bazin de înot va fi gata? Da, el... Eu speram ca la sfârșitul septembrie, dar lucrurile s-au mișcat, eu știu, vedeți, constructorii când câștigă, domne, eu în 2 luni ți-l dau gata. Na. A mai fost și ploi, a mai fost, vedeți, să toarnă betoane, betonul trebuie să-l lași anumite zile să lucreze, este, știți care este, și acum trebuie să vină linerul, l-așteaptă de o săptămână, dar și cei care produc linerul, tot așa de bine, când au semnat contractul, a spus, vi-l aduc în data de, dar suntem români și de multe ori mai și spunem ceea ce nu facem. Cum vine linerul să pune? Bineînțeles că nu mă opresc aici, să văd ce fonduri pot să aduc, de unde să aduc și îmi doresc ca am găsit, că până acum nu găsam o soluție, să-l acoper. Este un bazin de 170 de metri pătrați, el inițial a fost de 200, dar 3 metri din el este camera de pompe, unde ai nu te joci, aici trebuie să ai, asta sunt la un bazin de not, pompele și filtrele sunt cele mai scumpe și trebuie să fie de calitate ca apa și totdeauna să fie la parametrii, să nu îmbolnăvim oamenii.
și am găsit cei care fac linerul, că ei fac baloane și vreau să vin cu un al doilea proiect, de asta am și lăsat spații între gard, să vin cu un balon, să-l acoperim ca și toamnă și iarnă și primăvară și după aceea să se dă jos, vara să se folosească de la soare și ăsta este scopul. Până la urmă, dacă faci ceva, trebuie să faci și încât să gândești să-l folosești cât mai mult, să-l folosească tinerii, cetățenii, persoane cu dizabilități. Vom avea și un asistent kinetoterapeut separat pe partea noastră de bazin, pentru că, am spus-o, sunt oameni care trebuie să ducă în Cărbunești, în Târgu Jiu, să fac, eu știu, anumite recuperări care le pot face aici. O masaj, eu știu, am spus-o, printr-o saună, printr-o salină pe care le avem construite, prin jacuzzi, să le aplice un mic tratament și să stea la ei acasă, să vină la ei acasă, pentru că eu știu ce înseamnă, eu am văzut chiar când mi-am propus să fac compartimentul de buletine și văd cât lumea e de fericită că nu mai pleacă de la ei să ducă pe la Cărbunești, pe la Târgu Jiu, să facă un buletin, să facă o viză, o mutație, așa și cu aceste recuperări. Știu că vor fi binevenite și sunt în folosul cetățenilor și a oamenilor care sunt nevoiți să facă treaba asta, da? Să-și repare, cum se spune, până la urmă, sănătatea. În urma a 10 de solicitări, mai exact este vorba de un număr de peste 100 din partea tinerilor din localitate, și a celor cu probleme sociale, financiare, ați făcut un proiect pentru construirea unui alt bloc ANL de această dată în zona industrială a comunei. Este vorba de o valoare a investiției de 2,7 milioane de lei cu finanțare de la ANL. Au început lucrările? Da, chiar ieri am avut o vizită în teren, ieri au venit dirigintele și consilierii din partea ANL-ului, s-au făcut săpăturile, se mișcă greu și pentru asta am informat directorul general ANL, ieri au trimis comisie împreună cu oamenii mei că am fost plecat cu alt proiect care l-am obținut acum la Craiova, la proiectanți, și s-a făcut, chiar am procesul verbal, dacă vreți, vi-l pun la dispoziție, unde s-a arătat că de o săptămână nu s-au prezentat în șantier, că nu sunt firme serioase, ca ei să ia măsuri, să schimbe, să facă, eu știu, să altă licitație sau nu știu cum era ei, să le ia pe al doilea, următorul și așa mai departe. Da, și spuneam că am fost chiar la Craiova să vă dau și această informație. Dacă verificați un ordin din 17, acum a 8-a, CNU, acest guvern a venit cu un nou program pentru drumurile de interes local, drumuri județene. Ia câtă și o spun și trebuie să o spun că de 3 ani de zile n-am reușit să mai fiu pe un program național, decât pe programe europene unde am putut să aduc banii fără influență politică. De data aceasta vreau să salut guvernul actual și mă bucur că nu mai țin cont de culoarea politică. Iată, o să intrați pe site-ul Ministerului Dezvoltării și o să vedeți că este ordinul din 17 a 8-a, unde am obținut 2 milioane de euro, am 4 drumuri, drumul de la Valea Pojarului, drumul de la DC29 la Poiana Seciul, vă spuneam că acum asfaltăm prin carieră și venim cu restul în jos până în drumul județean, o uliță de pe 16, o uliță care este de vreo 1 km și 100, la ulița Spânul la Ciorobi, și drumul DC31C peste apă, Valea Pojarului. Suntem 12 comune din Gorj, este și primar PSD și primar Ciocea, care este acum, eu nu știu cum să mă mai consider acum să spun că sunt la Pro-România și trebuie să spun, și m-am bucurat că acești oameni nu l-a dat jos nici pe Ciocea, nici pe primarul la Bălănești, care este PSD-ist, chiar dacă sunt ai lor mai mulți, dar iată că cine a pus și a avut informația și cine a pus dosar, a obținut finanțare. Îi felicit și aș ruga ca pe viitor,
trec alegeri și asta, să uite de culoarea politică, că cetățeanul nu are culoare politică și că cetățeanul are nevoie, indiferent ce partid este, de ce, de bunăstare și dacă se pot crea locuri de muncă. Pe final de emisiune vă rog să ne spuneți dacă s-au finalizat lucrările la terenul de sport și la parcul de socializare cu finanțare de la bugetul local. Da, terenul 2, care vă spuneam de el, este greu cu o vară secetoasă ca anul trecut, cu o vară secetoasă ca anul ăsta, să-l faci, să-l ridici, să-l duci acolo unde trebuie, ia că mi l-aș dori ca cel din spate de aici și sigur o să ajungă și o să fie așa. Iar parcul de socializare de la Poiana Seciuri este un parc care este făcut cu puțin de la bugetul local, cred că nu o să fie 5.000 de lei, 6.000 de lei, în restul făcut cu un ONG, cu un profesor de engleză, unde reușește prin ansamplu acela să-și atragă copiii și să-i țină lângă el și învățându-i să facă voluntariat, am făcut aproape totul cu ei. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc că ați venit la Bustuchin și, ce să zicem, să ne dea Dumnezeu sănătate și să scăpăm de această pandemie. Doamne ajută, așa să fie. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!